Astăzi vă propunem o rețetă italiană pregătită de Marco și Diana Ballerini, un cuplu care demonstrează că iubirea nu are țară. Am decis să pregătim o rețetă pur italiană, risotto al zafferano sau orez cu șofran, care e o rețetă foarte delicată. Avem nevoie de orez, de bulion, de... eu am ales bulion vegetal, nu cu carne, dar cine iubește carne poate să pună și bulion cu carne, ceapă, unt, șofran și parmigian și un pahar de vin alb. În bucătăria familiei Ballerini se pregătește doar italienește. Deși Marco a gustat din bucatele noastre tradiționale și îi plac plăcintele, Diana preferă să prepare mâncare italiană. Se face mai ușor și mai repede, spune aceasta. Noi, în general, mâncăm doar italienește acasă și mâncăm mâncare doar proaspătă, nu pregătită cu o zi înainte sau reîncălzită. Eu carne nu am în frigider, că ea necesită timp de pregătire. Pasta, că un depozit întreg de pasta, de toate felurile care există, cred că de pasta acasă. Orez la fel, am și orez negru, care mâncam tot foarte des. Plăcinte, nu, zeamă, nu gătesc. Copiii mei mănâncă cine la școală, cine la grădiniță, zeamă, că cineva mă întreba, băi, nu faci la copii mâncare, o zeamă, un borș, ceva. Nu, copiii mei mănâncă la școală și la grădiniță acest preparat. Și eu prefer să pregătesc totuși italienești. Se pune untul într-o tigaie și se adaugă ceapa tăiată cu bulețe. Se pune orezul în tigaie și se lasă până se absorbe untul. Apoi se adaugă vinul. Place stilul de viață. Că sunt diferit din Italia. Aici e mai calm, mai relaxată. Unii pleacă, dar alții vin, adică străinii vin aici, că spun că viața e mai ușoară aici. S-au cunoscut la un eveniment în Italia, iar peste 8 luni s-au și căsătorit. Diana a ales să se întoarcă acasă, iar Marco nu s-a lăsat mult așteptat. Într-un an a învățat limba română, iar acum spune că îi place Moldova și o consideră casa lui. Eu am venit, m-am întors acasă, că nu mai rezistam, mie nu-mi place viața din Italia. Eu dacă stau mai mult de 10 zile într-un depresie și vreau, caut deja zbor, caut să mă întorc mai repede, dar plec foarte des. Îmi place doar să mă duc așa, în vizită, cumpărături și înapoi. Cum spune și el, aici viața e mult mai relaxată, poți să ieși cu prietenii când ți abate, de exemplu, sau nu știu, dar acolo ca la dentist sau, nu știu, la medic, trebuie să faci programări cu 2 săptămâni înainte, o lună, ca să ieși la ucină. Și eu nu mă simțeam bine acolo și am zis că eu mă întorc. Și am venit eu după un an, ceva, a venit și el. Plecam, ori mă duceam eu, ori venea el. Făceam Italia, Moldova foarte des. Și după asta l-am convins totuși că aici e mai bine. Și a venit și el cu o valiză și după a dus tot casa. Adăugăm bulionul treptat și amestecăm în continuu. Marco și-a început cariera de model jucând în unul din videoclipurile Mariane Mihăilă. Am mai fost în videoclipul lui Adrian Ursu și încă pozi deja pentru branduri autohtone. Spre marea mea mirare, că mă gândeam, zic, Doamne, un italian să reprezinte branduri moldovenești, cam era cam straniu pentru mine, dar l-au luat pentru imagine, pentru că dă foarte bine în cadru. L-am ispitit pe Marco să aflăm care e diferența dintre o moldoveancă și o italiancă. Este diferența mare cu o femeie din Italia. Moldoveancă, nu știu cum, are grijă mai mult din familia, doar că nu e cu casalinga, nu știu cum. Nu e gospodin. Nu e gospodina, nu e doar gospodina, are grijă de aspect fizic, are grijă de persoană. Și în Italia mai multe domne, când sunt gospodine, gata, e terminată. Da, pe mine tot mama era foarte tare, că știind Italia e țara modei, știi, mă gândeam când am ajuns prima dată în Italia, Doamne, aici o să fii toate acuși și știi ca de pe podium, dar nu e așa. Spre marea mea mirare, chiar, de exemplu, doamnele căsătorite au uitat de tot, îmbrăcate foarte banal, adică care mai ales cu copii dimineața, poate să iasă și în pijamă să ducă la școală copilul, adică pentru mine asta e, nu știu, pentru noi femeile noastre, adică noi machiate, gătite. Dar acolo e altceva și lor văd că nu le prea place. Da? Am reușit să scoatem și mici secrete din casa familiei Ballerini. La noi mai este chestia asta de diferența de vârstă. El fiind mult mai mult.
Pentru mine e mult, 14 ani, diferența de vârstă. Și el mai cedează uneori. Eu fiind mai vulcanică, el cedează multe ori. Mă mai stinge cum ar veni. Sau eu uneori pot să mă manifest foarte, foarte tare și el cum așa face, calm, calm. El e foarte calm. În chestia asta mă enervează, e foarte lent. Și el îmi spune, da, mai ești prin stradă, mai duci undeva și mai ceartă cu cineva, numai cu mine. Noi avem un stil de viață foarte libertin, foarte independent. Fiecare face ce vrea, mă rog, cu o limită oarecare. Respect, în primul rând, și încredere. Asta contează foarte mult într-o familie. Că dacă nu ai încredere și respect, atunci nu mai are rost să mai continui. Dar să revenim la rețeta noastră. Adăugăm șofranul, apoi parmezanul dat prin răzătoare. Aceasta este rețeta noastră și preferată, pregătită foarte des la noi în casă. Și nu uitați să o serviți cu un pahar de vin alb. Poftă mare!